poate și poate să ajute FNK cu o rotație, dar trebuie să vină repede dinspre conector. Deja smoke-ul a picat, Mihnea dovară pe lor, trage acolo către rampă, doi jucători deja apucă să treacă, au cover-ul de la triple, dar să vedem ce se întâmplă mai departe, pentru că acele smoke-uri vor expira. Shadow dovară pe sound, ia foarte mult damage jucătorul de la triple, dar acolo Shadow face foarte scurte picuri și îl dovară până la urmă Cox, Blitz respectiv pe FNK și rămân 2 versus 1. Să vedem exact dacă vor reuși aici cei de la... Vedem și pe camera acolo, foarte atent Sixe și-a dat seama probabil de informații. Ciocardou face picul, îl scoate pe Xac, îl elimină și pe Cox și Control câștigă runda de pistoale. 34 dar HP, cei doi player din mid se duc acolo deja înspre conector și se va intra și din rampă pe lat. Să vedem exact cum arată intrarea, Cox se schide exact foarte... Exact ce va face în acea poziție, Shadow s-a poziționat în junglă, eliminat acolo Mignea, nou scop, Hecea din partea lui Lord în rampă, Xahen a scos pe Shadow și exact ce spuneam, au fost păcăliți, cred, băieții de la control care sunt surprinși aici de intrarea celor de la All-Stars, se face totuși o eliminare, dar vine Xahen cu picul și este rundă pentru All-Stars, iar banii nu arată bine pentru control. Momentan este doar map control, Blitz face picul aici, câștigă duelul cu Sixe, dar Ciocardou vine cu trade-ul și pentru moment... este o situație 4 versus 4. Control, Bagur, vine Heul acolo în adâncimea conectorului, se apasă de către lor. Ce control bun ulterior. FNK l-a nimerit pe Xahen cu headshot-ul. Rămâne Mihnea totuși în sandwich, o poziție bună. S-ar putea să fie surprins, dar iată acolo pe mine care iese Ciocardou. Double kill-ul pentru cei de la control. Dau peste cap. Revine acolo Cox și el către culoarul de mid și aici încă nu ne putem da seama exact ce vor să facă, dar se pare că intrarea către short este o opțiune. Blitz deja avansat până ladder, nu este nimeni în window care să fie observat, dar următorul client este SX. Vine și Shadow, iar aici Blitz are o șansă bună. N-a spart acolo momentan, îl doboară pe Shadow. Rămân acum la 36 de secunde cu intrarea în short liberă, dar doi player de la control așteaptă în site-ul B. Să vedem exact dacă vor fi păcăliți. Dar pare că vine rotația în site-ul A. În momentul de față, FNK îl elimină pe Blitz, Mignea cu fragul pe Cox. Lord îl scoate acolo pe Mignea, trade-ul foarte bun făcut de All-Stars în momentul de față, dar din nou atins Lord din short. Pare că control din nou reușesc să pună în control această rundă. Lord ai surprins de acela Sixe și încă o rundă pentru băieții aflați pe parte CT4. Interesant de a aduce playerurile All-Stars în care nu-și prea pot da seama să prognozeze ceea ce vor să facă încă de la început. Sixe dobară pe Xahen, Lord deja cu primul frag, dar Sixe este cel care trebuie să țină site-ul B flancat din spate. Sixe, fragul cu numărul 3, oprit până la urmă de către Cox, dar Shadow-ul doboară pe FNK, un team kill și acum avem... Și smoke-ul și defuse kit-ul acolo pe Shadow, face picul sound văzut de Shadow, eliminat 2 versus 1, Cox destul de low, dar are un AK, un singur glonț este suficient pentru a elimina un singur jucător, face picul, dar dublajul on point pentru control care câștigă runda, dar vedem mare pis deja în short, foarte bine map control, pare un split rapid în site-ul, vezi că sunt pregătiți control, pare că nu, Xahen un frag, dar Sixe cu două lor, cu trade-ul 3 versus 3 se intră. Iar acum face Lord picul înspre market, să vedem cine trage mai bine Lord, este cel care este și orbit și face și eliminarea pe operul advers care avea picul deja. Smoke-ul pentru Windows s-a aruncat, FNK face picul, trage perfect după sound, 2 versus 2 acum, ratează Lord și se poate băga peste Mihnea, Lord superb acolo cu eliminarea și rămâne doar FNK, Heul la perfecție, dar se pare că lovește colțul de la site, nevoit acum să renunțe, mai încearcă un exit frag, dar yes, poate dar și el putea să... da AWP în următoarea rundă, FNK are AK, dar atenție mare, Blitz a trecut deja la cutii, foarte bune flash-urile celor de la All-Stars combinate cu un pic de timp. Control acolo în site-ul B. Blitz continuă să facă fraguri aici, dar totuși la dublaj cu coipierul său se exe cu Mihnea, fac fraguri cu SP-urile. Bine, Sound să răspundă, dar Mihnea a luat AK-ul de pe jos. 2 versus 2, All-Stars pierde destul de mulți. A luat acolo informația. Ce gap are Mihnea aici, le elimină pe Lord. Nu cred că s-a așteptat Lord la acea, la acel gap. Totuși Cox și-a dat seama de poziția lui Shadow. Să vedem picul aici. Mihnea face picul aici, dansează la marginea gap-ului. Îl vede pe Cox și Cox câștigă duelul. Ce emoții pentru All-Stars în această rundă. Și să aducă confuzie de partea control. Se bagă FNK peste Lord, dar acum Blitz trebuie să răspundă. Se pare că FNK face fragul secund. Sixe este următorul sound la trade. Cât eliminare acolo, masacru în mid între cele două echipe și astfel Cox. Cox văzut acolo un conector, cu siguranță Ciocardou va face aici picul, se bagă la marginea smoke-ului, foarte bine s-a băgat Ciocardou acolo, a prins timingul bun și dau seama controla. Mihnea are o poziție bună și nu va veni flash pentru această poziție, Shadow ține unghiul, îl elimină pe Xahen, se trage pentru el, dar va ține apartamentele, vine foarte bine FNK de pe scărta lor, ține acea poziție, se intră în site-ul aici, Mihnea, pardon, eliminat de Cox, foarte bine, intră All-Star, Shadow destul de secat aici, este spamat. Se exește, dă seama lor de acest lucru, îl vede la shoulder pick, dar trage și el pe lângă, Shadow este cel care îl doboară pe Blitz, 2 versus 2, foarte low de la All-Stars, e o situație din nou foarte strânsă, toți 3 sub 3.
31 HP, ci implicit Lord îl doboară pe ultimul player. Bun acolo în spate pentru a analiza și economia echipei adverse, dar până una alta, iată Cox ia puțin damage, se răzbună pe CX, intrare, dar așteaptă ambuscada celor de la Control, Shadow cu SP-ul doboară pe Sound, dar au doar USP-uri, nu mai sunt pe 250-uri, nu mai sunt 5-7-uri, Lord cu AWP-ul așteaptă picul din side, doar că Feneca așteaptă acolo la Ninja, Blitz îl vede, îl doboară și iată că parcă acea diferență, dar că de data aceasta au full buy-ul și Control, CX așteaptă la bancă, se pare că CX face prima eliminare, acolo Feneca pică, dar CX vine cu triple kill-ul, Sound la top, se pare că era un glon suficient, mai departe și el pe triple kill, astfel încât situația să fie la 2 vs 2, 1 și 14 pe cronometru, Heulk-ul și să-l prindă pe Lord, să vedem dacă timingul este acolo, Lord atent, nu știu de unde vin gloanțele, iar playerul de la Control face eliminarea, Sound rămâne 1 vs 2. Dacă va reuși să-l surprindă pe Mignea, se bagă ambii jucători aici, face picul Sound, îl elimină pe Ciocardou, dar Mignea reușește să câștige duelul rundă pentru Control. Conectorul mereu este Blitz primul. Să vedem ce se va întâmpla. Shadow câștigă un duel cu lor foarte important. Blitz totuși scoate pe Mignea. Site-ul ăla cred că va fi sub asediu. Sunt trei oameni în conector acolo. Feneca se ascunde la Shadow, dar este fost acolo spamat foarte bine de Blitz și eliminat. Rămân doi jucători de la Control, dar runda pare decisă aici. 2 vs 4. Dar prinde acolo un timing CX, dar se urcă foarte bine Xahen în balcon. Crossfire-ul între cei doi jucători este perfect și rămâne doar Ciocardou. O eliminare, dar Blitz vine cu trade-ul 8 la 7. All-Star servim foarte bine. Ne aflăm trage după primul jucător, nu reușește nicio eliminare. Primește flash-ul, atenție mare, sunt deja foarte avansați jucătorii, dar Blitz și Sound se descurcă foarte bine, Cockshir cu o eliminare, iar Control sunt distruși aici în site-ul B, foarte bună apărare. Edward, Shadow are doar glock-ul, se pare că dă pagubă, Blitz este foarte low, Sound a scos pe coipierul său, Shadow ar trebui să caute cumva fragurile pe jucătorii low, dar se pare că și aduce el la fie astfel, clutch-ul este cred că deja realizat la 1 vs 2, mai rămân 3, my god! Vine acolo Petru, aici se pare că e Petru! Shadow, fenomenal, colosal play, Petru, foarte important, totuși All-Stars nu forțează. Aici se bagă trei oameni pe mid, foarte bine țin băieții de la Control, Lord scoate un jucător la USP, vine FNK aici cu trade-urile, Blitz totuși are un gap, dar e văzut acolo de FNK și cred că va fi eliminat aici, da, Ciocardou rămâne doar Xahen 1 vs 4. Gestiune bună asupra rundei cei de la Control, poate chiar recuperează un Galil, să vedem. Nu a reușit să facă chestia asta, Ciocardou îl elimină și acum a ajuns și pe stream runda. Da, Cox poate a avut un spam mai bun decât Lord. Ceea ce e interesant ce de la All-Stars este că au 3 jucători capabili de a juca polar. Cel puțin second. Deci nu cred că, ba da, este ținut de Cox, să scoate pe Mignea. Dar vine Xahen cu trade-ul foarte bine, pică bomba Sixe, totuși l-a scos pe Lord FNK din apartament. Ar putea să prindă pe Cox și îl prinde Sixe, îl elimină până la urmă, n-a apucat să tragă FNK. Totuși este Xahen aici în rampă, Sixe trage după el, se va băga acolo FNK. Reușește fragul 2 vs 2, Blitz se cal la 48, dar smoke-ul acesta îi oferă șansa de a repoziționa și cred că are și un mic gap aici, foarte bine, Blitz profită de acest gap și le elimină pe CX-e. Iată că a găsit oportunitatea și a folosit-o, FNK totuși rămâne în apă și se pare că nu ești ut, dar are 20 de secunde, boba în mână, Sound se uită greșit acolo către Tetris, mai departe rămâne Blitz care e elementul surpriză al celor de la All-Stars, face eliminare, se pare că nu! FNK se întoarce, flick shot la 90 de grade pe rifle și... Încearcă să găsească acolo picuri, dar atenție mare, dacă se intră în site-ul ăla, Lord nu poate să facă prea multe lucruri, totuși el deschide runda, Ciocardou face un frag, dar vine Lord cu o eliminare din junglă, m-a contrazis în această rundă și vedem frag lui Blitz la duce pe Mignea într-o situație 1 vs 4. A venit foarte bine și flash-ul, să vedem dacă va face picul aici. Blitz face picul, eliminat de Mignea. Atenție, economia celor de la All-Stars nu este prea puternică. Aici ar trebui să caute să rămână într-adevăr cu cu cât mai mulți jucători în viață. Lord va face double pick-ul alături de Sound și n-are cum să mai ducă runda aceasta Mignea. Era deja triple pick-ul. Totuși este în conector, neștiu de nimeni FNK. Sound face eliminare, site-ul B, SX vine cu trade-ul, se atacă site-ul B, atenție mare, Lord se uită aici, dar nu va vedea pe nimeni, este FNK în conector, Cox l-a scos tot și pe SX mai face eliminare, Cox, FNK l-a prins pe Xahen pe rotație, 2 vs 3, dar atenție mare, foarte bine este... Poate un pic de bait, astfel încât FNK să poată să intre un pic mai liniștit într-acolo, Blitz-ul dubără pe Mihnev din spate și apoi va face eliminarea, Cox, pe FNK, probabil un număr de 3 fraguri pre-total ulterior în runda și următoare. Deci asta înseamnă că All-Star sau un 12 la 12 posibil dacă vor câștiga runda cu numărul 23. Am încercat All-Stars boost-ul aici, din păcate nu a funcționat, Blitz încearcă să scape aici, dar fiind picurile și merg într-un dublu avantaj băieții de la Control, e o tactică văzut în site-ul pe și pare că aici se va ataca, Sound face picul, îl scoate pe SX, FNK este și low, Sound mai face eliminare, dar câștigă duelul aici Mignea care rămâne 9 HP, rămâne Lord 1 vs 2, 17 HP, să vedem dacă va reuși aici un clutch, dă nade-ul, dar nu știu dacă l-atinge aici pe Mignea, da, nade-ul de default plantat de short, Mignea ține Shadow aici și îl elimină pe Lord, frag important care mărește de această rundă, ar putea fi 15 pentru Control, destul de ușor, Blitz totuși face picul aici, îl scoate pe Mignea, dar Shadow este pregătit cu trade-ul.
Zahen se repoziționează bine, dar este prins de FNK, nu apucă să ajungă în poziția în care își dorea să ajungă. Atenție mare la Sixe, care l-a prins acolo pe Sound sau nu aude aici, pentru că nu mai suntem online. Ciocardăul scoate pe Cox 14-10 și cred că urmează Echo pentru All Stars. Deloc, ce de la Control se duc direct către site-ul B. Un jucător intră din short, Nestinger, se pare că ceilalți dinspre apartamente, doar că este acolo eliminarea, prima reușită de către player-ul celor de la All Stars. Mai departe intervine încă unul, 3 fraguri de partea celor de la All Stars împotriva Control. A rămas Ciocardău aici infiltrat, e lângă smoke-ul care se duce curând. Blitz se pare că vine trăgând și îl scoate pe acesta. Ultimul este Mihnea și trebuie să scoată clutch-ul. Se pare că momentan elimină 2. Al treilea din dreapta, Xahen pe numele său. Acum totuși pas... Bun aici, Lord are o fangle-ul. Mihnea nu se așteaptă la această poziție. Lord face eliminarea și vine runda pentru All Stars. Un avantaj față de adversarul rămas de la cei de la Control. FNK doboară pe Cox, trebuie să se retragă. Lord joacă în continuare acolo jos lângă smoke. Dacă îl doboară pe Ciocardău, trebuie să fugă în instant în interior, pentru că e la Delpan FNK. Nu mai pe ul va ieși de după cutie. Îl doboară pe FNK. Rămâne acum să facă push-ul de către Control. Rampă plus palat. Ce timing are de bomba. Pleacă rotațiile, aruncă acolo Mihnea utilitățile. Shadow prins de Blitz, care se bagă foarte bine aici la triplu. Xahen eliminat de Sixe, o greșeală acolo. Sixe face picul, scoate și pe Blitz. 2 vs 2 în momentul de față. Lord și Sound versus Mihnea și Sixe, 2 vs 2. Teol vine cu ricoșeu fix lângă ei. Se pare că dă damage Mihnea dobară pe Lord. Ultimul este Sound cu task-ul de a scoate acest clutch. 1 vs 2, face picul, iar Mihnea îl dobară pentru a face probabil al treilea frag în această rundă. Și ultimul, o rezistență mai mare față clanțelor și de asemenea cumpără utilități pentru execuții la rundele visuale. De asemenea, între timp Sound cu Blitz fac eliminări. Banana ca și poziție de control pentru cei de la Control. Trebuie să-i primească pe aceștia în drop, dar se pare că Mihnea se bagă acolo către George Cardo cu eliminarea reușită. Merg acolo după Cox, 40 HP pentru el și este doborât. Acum Controlul este luat în A. Foarte greu de făcut în dezavantaj. Au totuși două smoke-uri. Să vedem aici o Cardou prins 1 vs 2. Face o eliminare, îl scoate pe Zahen, îl elimină și pe Sound și câștigă Control runda de pistoale. Nu a avut smoke și cred că ar fi contat acest lucru. Blitz aici văzut de Mihnea, câștigă Blitz duelul, ratează acolo Mihnea, un frag foarte important. Iar Control la Shadow se atacă site-ul B, face picul Sound, scoate pe FNK, vede acolo pe Shadow. Cox vine cu trade-ul XL, scoate pe Sound, dar Cox are o poziție foarte bună și intră Ciocardău aici, este 1 vs 4, scoate Cox aici tap-tap și nu este tap-tap. Își fac curând push-ul acesta în site-ul ăla. Vine flash-ul, dar Blitz se poziționează foarte bine, totuși eliminat repede acolo de XL, lor cu două fraguri din site, ține foarte bine de linia, dar dacă este eliminat va fi pericol. Totuși Zahen vine și ajută în ultimul moment, 3 fraguri pentru de partea cealaltă. Să vedem așezarea cu 3 jucători în B de la cei de la All Stars. Vine lor la pic, dar se pare că FNK îl doboară de pe acele lemne. FNK sub efectul flash-ului scoate și pe Sound, iar Control nu intră spre B, deși vine rece deja de short, astfel încât în site Zahen este solo, se XL doboară, iar acum Blitz încearcă flancul, un player a rămas second mid care merge să blocheze Banana, dar cam atât. Cei de la All Stars nu știu câte șanse mai au. Mihnea dobară pe Blitz, astfel încât Cox să salveze AVP-ul, nimic mai mult. Să vedem dacă poate va fi atacat din altă parte. Trage aici FNK, Cox face eliminarea, rămâne la 73 HP. Cox mai face o eliminare și este, nu este eliminat, no scope din partea lui Cox, care nu l-a ținut acolo la respect. Face picul acolo, linie din partea lui Lord. Nu au gestionat foarte bine aici timingul și totuși l-a scos pe Blitz. Hai să vedem flash-ul Lord baituit aici de Shadow. Face picul foarte bine, redresează lor, mai face o eliminare. Rămâne Sixe 1 vs 4. Lord apără foarte bine, încearcă un scopul, dar Xahen închide runda. Să 3 meargă să încerce midul din flank, iar acolo Sixe este primul la intrare. Mihnea l-a scos pe Blitz, Zahen vine cu două fraguri, surpriză totuși de FNK. Foarte bună intrarea celor de la Control, care ar putea ei să fură rundă doar la pistoale. Ecuați aceste hărți. Și s-au și calificat pe Inferno cu FNK, fiind atins la 61, a dus 87, CXE primul duel acolo în banană, Cox și cu CXE trade momentan. Da, 4 vs 4 în momentul de CT, au teoretic mai multe zone prin care poți să atace și să nu fie neapărat ținut. Sixe l-a scos pe Sound acolo, care a încercat să fie un pic agresiv. Lord pare că are de lui cu Shadow, face picul totuși, le elimină pe Sixe și cred că și-a dat seama Control că este un singur jucător în acea direcție. Totuși dă molotovul în ruine și cred că va fi văzut aici, se dă și smoke-ul de ruine. Face picul Mihnea, dar Lord câștigă dueluri, trage acolo eliminat de Ciocardăul, seacă pe acesta. Totuși Shadow are 82 HP, ar putea să decidă mare parte Blitz, dar acesta se va expune pentru moment. Vine pop flash-ul acolo, care ricoșează din acel perete. Blitz îl doboară pe Ciocardăul, rămâne doar Shadow cu AVP-ul. Blitz
Scun cu eliminare reușește două în această rundă și iată 4 la 4. Gep acolo, li se vor vedea picioarele jucătorilor adversi. Sound este aici la container, trage Cox un pic de damage la coipierul său, Ciocardău și cu Mihnea cu pistoalele peste side, deja este sub asediul lor și iau și plantul realizat la 4 versus la 3 versus 4 în acest moment. Lord se bagă cu OBP-ul, încă un player în față, dar FNK joacă pasiv. Ce frag a reușit aici Lord, nu trebuia să XN niciodată să rateze acel frag, dacă speră, vreau să spere cei de la control. Mihnea totuși face două eliminări, Blitz scoate pe Ciocardău, 1 versus 1, Mihnea foarte rău, timpul trece totuși în favoarea celor de la control. Blitz aici face fake-ul, stă pe bomba a doua oară, Mihnea face strafe-ul, face pick-ul și câștigă duelul control, din nou îi iau la echo pe All-Stars, mi se pare incredibil. Lord e pe colț, cred că dacă nu greșesc stă cu spatele, iată că acum trebuie să se întoarcă, dar poate să prindă o linie și Catoroxahen merge, cred că pentru 4 frag ale sale, nu intervenise Blitz, dar în orice caz, control decimat pur și simplu de apărare a unui singur jucător All-Stars, aproximativ Cox încheie situația, rundă pentru All-Stars, cât de frumos a tras acolo cel de CT, fără Molotov la Yoyo sau la container, iar din nou Sound cu Cox poate pot dubla, double kill-ul pentru Sound reușit, pică pe rânce de la control Sound, merge pe eliminarea jucători atingi, dar au utilități foarte multe, ar putea să-i scoată din poziția, au un Molotov, au un nade care ne vedem își face zipsită prezența, Blitz l-a scos deja pe mic. Interesat acolo Molotovul, cred că s-a greșit totuși. A fost Molotov pentru prima cutie, FNK stă în smoke, prinde timingul acolo. Două eliminări pentru FNK, transferul totuși nu este reușit, rămâne Ciocardău eliminat de Sound, care mai aduce un frag în contul sau 4 în total pentru Sound. Realizat de către ei, încă o grenadă, Sound primește acolo cu pierul său gloanțe, iar incendiara cred că a venit de la All-Stars în fața playerilor. Nu uitați, în mid nu prea au reușit cei de la control să intre cu succes până acum. Six-A, surpriz de Sound, Blitz a făcut și el două eliminări în mid, rămâne Lord aici, bomba a fost recuperată și este liber site-ul, se știe poziția lui Lord în momentul de față, cu siguranță a fost auzit, vedem, au ocolit instant jucătorii Lord, încearcă să se repoziționeze aici, văzut de Mihnea, dar face fragul, Lord rămâne FNK 1 versus 2, nu ar fi greu de lucru, va fi absolut suficient, ba nu, a văzut, fost văzut Sound acolo, dar avea gap-ul, îl elimină pe FNK și câștigă încă o rundă, All-Star 7 la... Molotovul vine din partea lui Ciocardău pe capăt, vin deja, iată se adună control val de player de la control aici către banană, este greu pentru Cox cu AWP-ul acela să scoată mai mult de un jucător, Ciocardăul doboară, 4 versus 3, control, au făcut eliminări în B, dar aici încă este Xahen, aruncă flash-ul, aruncă smoke-ul în față, vrea să fie cât se poate de mult acoperit ca să aibă timp Lord să facă rotația între timp, Blitz bate un jucător, vine din spate, dar Ciocardăul ține, post plant curând, dar Xahen este aici încă să îi blocheze, face tracking-ul după Mihnea, îl elimină pe acesta din joc, Ciocardăul așteaptă push-ul acela de CT, îl vede pe Lord și rămâne alături cu pierul său. Dar Xahen este într-o situație de clutch, continuă să tragă, dar CX se vine peste, câștigând ultima rundă pentru control. FNK nu prinde primul jucător de cross, smoke-ul vine late, se pare că este smoke-ul și incendiar în spate, Mihnea îl dovară pe Lord acolo, Cox cu Xahen sunt cei care iau controlul site-ului. Iar acum, curând, va fi situația post-plant, totuși în egalitate numerică, nu îl văd acolo pe FNK low, deci sunt 3 cei de la Ikva control, Cox joacă la marginea smoke-ului, s-a ascuns, Vreau să retragă, cel puțin pentru moment, spre site-ul V. Shadow face prima eliminare, 4 jucători ață acolo către zona de arcadă, iar FNK se pare că face picul direct către library, dar este acoperit cu smoke-ul de către cei de la All-Stars, 4 jucători la pic acolo, dar Shadow îl dobar pe Sound, Ciocardău vine și el, Cox este singurul care încearcă ceva de la cei de la All-Stars momentan, rămânând Blitz, 1 versus 4, greu pentru iată, chiar dacă nu ia runda, măcar are PvP-ul pentru lor, 10-9 și nu se întâmplă runda aceea care poate să aștepte. Iar FNK este unul dintre jucătorii care ridică foarte bine moralul echipei, dar de această dată este eliminat de Blitz, care numai că a salvat acaul a dalui lor și deschide apartamentele în zona superioară, are un gap totuși acolo la pit, se pare că nimeni nu se uită către el și astfel deschide unghiul, bate un jucător, dar Blitz îl oprește, este cel care lovește din nou, double kill-ul pentru el, rămân Mihnea cu 6. Nu știu dacă pot cumpăra, noi cred că au bonusul necesar, ba, dar ar putea să aibă 4 arme cel puțin dacă își doresc. Ar fi una dintre puținele hărți Inferno pe care le pierd și asta mai ales în România, de obicei au câștigă și ați văzut asta și în grupe. Mihnea și el din, cu un alt AWP de către Shadow, ținut din partea stângă. Eliminat, Ciocardău s-a făcut foarte bine trade-ul, smoke-ul de arcadă și asta este una... Până la urmă, retake-ul pare că vine totuși mic, ne-a surprins acolo de Blitz și s-ar putea să se dea save-ul în momentul de față, nu cred că mai pot, nu? Că e 2900 ESU. E mai ieftin acum, da, din câte știu trebuie să ai 3650. Bine, acum mai am... Era mid take-ul pentru că pe Tero a avut probleme control.
Shadow-ul doboară pe lor, de acolo l-a prins pe acesta în boiler. Shadow cu double kill-ul, Ciocardău cu aceeași figură și astfel Cox rămâne ultimul, este un all... Vitețea recuperat de pe mid, așa doar un singur jucător va trebui să-și ia. Aproape aceeași, cu trei jucători care își dau drop-ul dinspre partea superioară, acolo la balcon sau unde este prins de către Ciocardău. Acolo FNK trage de asemenea, Ciocardău în stilul său de tras din 2017, cel acolo tremurat, îl doboară și pe Lord. 4 vs 2, control în avantaj, Cox vine în față, dar momentan ține situația sub controlul celor de la All Stars. Dacă scoatem din ecuație pe Shadow aici în side deja, Cox trebuie să fie total atent. X este eliminat, dar acolo vine lipsa de gloanțe pe încărcător. Este Shadow cel care vine cu un double scoped headshot. Sound este primul la înaintare. Acolo cu AWP-ul în spate lor, gata să vă-l prindă un pic pe SX. Se pare că și el totuși a fost flashuit. SX a luat efectul de asemenea, iar acolo 3-2 se întâmplă. Lord a rămas a fost detectat Mignea, să vedem exact cum îl ajută Shadow, care de fapt în celălalt site aici Mignea a eliminat și ar trebui să fie rundă pentru All Stars în momentul de față. Nu, e Lord ține acolo cu AWP-ul și trebuie să-l bată pe pic pe Lord chiar acum, ceea ce este greu. Până și acel leg shot ar fi tot frag, Lord avea în având 44, dar Ciocardău vine! Un pic de bait acolo pe margine de la Shadow și Ciocardău face large pick. 2 deja dinspre eroine, Blitz cu AWP-ul, cu acela cu 47, pardon, așteaptă în partea superioară, Xahen îl doboară pe FNK, trade-ul din spate de la Shadow, Ciocardău îl doboară pe Blitz, vi rămâne 1 vs 1, dar deja bomba tică din ce în ce mai repede, vine Shadow cu pistolul în mână, 74, vine fake-ul, Xahen o joacă safe, vine Shadow, e eliminat, All Start, 14 la 12 și parcă important, acum... Shadow deja în short cu AWP-ul. Vedem cum face picul Cox, el este eliminat. Blitz este următorul la pic, FNK face trade-ul. Din păcate Ciocardău acolo în under patio este eliminat, avansează Sound. Probabil în flank, smoke-ul de asemenea. Sound a făcut gălăgia, Lord ratează oportunitatea să-l doboare pe FNK. Iar capitanul lor face fragul, dar mai departe e Sound. FNK, tot el, pare să continue situația. Ultimul Xahen fiind în viață, 1 vs 3. Să prindă timing Xahen, să vedem exact când se uită Mignea. Se uită la momentul oportun, da, le elimină, da, da, pe Xahen. Important aici play-ul pe care îl face Mignea. Nu se aștepta niciodată Xahen. Vedem, se face picul în arcadă, Shadow aici a văzut mulți jucători, elimină pe Blitz cu ajutorul Anus XE, a fost cel care face două kill-uri Shadow și el cu double kill-ul, triple kill-ul pentru Shadow, 14 la 14. Wow. S-ar putea să aibă cei de la 1-0 pentru control Lord, aici e obligat să se bage agresiv, îl prinde pe Mignea și îl elimină, 2 HP pentru Lord, XE vine cu 3-2, dar Lord face o eliminare incredibil. Cât de importante sunt aceste fraguri pentru All Stars, se atacă site-ul B aici, FNK încearcă să țină linia, o singură eliminare, Blitz cu 3-2, șansă mare pentru All Stars să meargă la map point aici. Faptul că nu este nimeni care să vină în proximitate, cel puțin care să vadă Sound, îl elimină pe Shadow acolo din depărtare. Se uită Cox știind... Nu mai ajunge cineva suficient de aproape de Ciocardău. Cred că un bonus minim. Da, cred că a fost 1400. Adversarul său lasă flash-ul acolo jos în față, din nou în pre-fire, dar Blitz îi dovedește lui FNK faptul că acesta a făcut prea mult, dar cer un troll stack-ul în B. Nu s-a întâmplat asta, dar Shadow cu polarul e greu aici să ajute foarte mult dacă ratează. Ciocardău o doboară pe Sound, s-a băgat până în apartamente, iar Shadow se duce după Lord. Ce eliminări agresive de la cei de la control. Din schimbare de toată informația Ciocardău, Six se trage aici prin smoke, aproape să fie eliminat, se bagă Mignea aici care prinde linia. Două eliminări pentru Mignea, rămâne doar Blitz 1 versus 4. Are nevoie de un ace pentru a... trimite pe Das 2, eliminat de Shadow și este overtime pe a doua hartă între aceste două echipe. Aici avea pe Sound un smoke, încearcă aici agresivitatea, s-au blocat cei doi jucători. Mignea îl vede pe Sound, dar apucă să-l elimine înainte să explodeze flash-ul, se mai dă un flash acolo Sound, de totuși poate fi ajutat în momentul de față și pare că se atacă site-ul B. FNK aruncă aici molotovul, dar vine SXE, îl prinde pe Sound, se stinge smoke-ul, Cox se urcă acolo deasupra, smoke-ul îl vede pe SXE și îl elimină, rămâne FNK, aruncă nade-ul, îl seacă pe Lord, nu reușește totuși fragul, Lord câștigă duelul și este din nou o situație favorabilă pentru All Stars. Vine rotația lui și poate pe când intra All Stars pentru că au ezitat să intre în prima fază. Da. E că de acum mai este un jucător al treilea stacat acolo. S-au retras de tot. Shadow se bagă acolo în banană, le elimină pe Blitz. Nu știu dacă au dat flash-ul pe banană, ba da, cred că a fost doar cu un flash. Xahen l-a eliminat pe Ciocardău, se face primul frag acolo în apartamente, era agresiv băgat. FNK are AWP-ul secund, se pare că ia damage acolo, iar Cox va intra pre-fire spre el. Eliminarea este realizată de către jucătorul celor de la All Stars. Dacă moare și SXS, se dă call AWP-ul, dar lor ține cross-ul dinspre site, din cover. Xahen moare, 3 vs 3 egalitate numerică. Smoke-ul vine pentru a acoperi acolo pitul și zona de nisip, dar nu mai este nimeni prezent de la cei de la All Stars. În schimb, lor bate unul, Cox cu AWP-ul de acolo, rămâne 1 vs 1, SXS cu Sound, dar playerul All Stars aduce a doua rundă. Pentru Ciocardău SX e important AWP-ul lui Shadow, care trebuie să vină și vine fix când au control nevoie de acest lucru. A fost totuși și un counter de la entry pentru control la 3-0 pentru All Stars, va fi greu pentru ei. Totuși vine din nou agresivitate de la control în avantaj, iar Lord îi pedepsește.
Da, vine penalizat. Dar la flash-ul la fix, Lord încă nu face picul. Este prins Xahen care era pe acea grenadă, iar Lord face rifragul mai departe, 2v2. Foarte bine, a ținut Lord unghiul, Shadow, o singură eliminare, nu a fost suficientă, displantează, este un jucător în bază care se bagă la timing, Migdal prinde pe Lord, trage acolo, după bombă, le elimină și pe Blitz, rămâne Sound 1 vs 2, îl seacă pe Migdal, vine Ciocardou din banană, doi o poziție să dea difuse la bombă, are o poziție bună, cred Migdal, nu știu dacă va putea fi eliminat, dar îl spamează pe Sound prin smoke și este rundă pentru control, rundă care îi ține în viață. Mult. Primul frag, Sound este observat, Migdal nu l-agață deloc, rămâne la 4-6, FNK urcând în partea superioară, jucător la Yo-Yo, jucător care se bagă cu ABP-ul, Xahen este acolo, l-a secat pe playerul cu numărul 3, dar a doborât 2. Ciocardou face aceeași figură, retake-ul vine de la Lord și de la Blitz și trebuie să-l facă. Și o mică rectificare, îmi pare rău, îmi cer scuze, spusesem că mai rămân cu bani, dar de fapt e începutul jumătății cu numărul 2 de serie de overtime. Lord îl scoate pe FNK, aruncase un hell up. Ciocardou a rămas la 3-1, primul se va bate el sau mai degrabă CX, dar deschid unghiul amândoi, iar Blitz câștigă acest map point. Câștigă această rundă care se ducă la un pas distanță de a reseta acest overtime. Sound îl dobară pe Shadow, vine FNK acolo în partea superioară, trebuie să încerce să rămână cu oameni după ce iau controlul și iată că asta o și fac. Ciocardou dobară pe Cox, un pic mai greu pe CT, dar All-Stars încă nu salvează. Xahen trece de smoke, spamează acolo, face prefire-ul, Ciocardou îl interceptează, Blitz se bagă în fața site-ului, eliminat de Ciocardou și rămâne doar Lord care va salva ABP-ul. Cu siguranță ar fi bine pentru că ar putea să-i dea drop lui Cox, nu este nimeni care va merge să vâneze și încearcă ASX să îl găsească pe acesta, lor mai face eliminare și va mai liniară, vedem situația la All-Stars de această dată. Lord se bagă, face eliminarea, Blitz prinde aici, duci cu spatele, o singură eliminare, totuși FNK este destul de low, ar putea să profite All-Stars de All-Stars este ca un singur smoke și acela este pe Cox, Sound este la Yo eliminat, deci o cartou 3 vs 3, este Cox singur care vedem joacă defensiv momentan și așteaptă cu echiperii Larry. Lord pare să fie atent, FNK să vedem, îl doboară pe adversar fiind foarte low, 10 HP, acum e știut el, dar va rămâne doar pentru push-ul de scări al adversarilor. Am 12 CT, dublajul se întâmplă și îl doboară pe Cox, FNK pe următorul și se continuă aceste prelungiri. Meciul verifică acolo când iese Mihnea, el scoate capul, aruncă flash-ul la art, i-a tras atenția lui Blitz, l-a doborât pe FNK, a făcut switch-ul, dar Mihnea atins doar până la 70, face Xahen în site-ul A, nu este smoke-ul de pit, ba da, vine acum Xahen, face totuși o eliminare. Se urcă pe prima cutie, Sixe aici ezită momentan să facă trade-ul, Xahen primește flash-ul, câștigă duelul cu Sixe și runda apare decisă în momentul de față pentru că Lord vine cu fragul din arcadă. Pentru partea dreaptă, în spate la Saci, nimeni acolo de la cei de la All-Stars, Blitz face picul agresiv și tocmai ce menționam în cadrul meciului că nu prea au mai jucat cont. Cred că unui smoke care nu vine, atenție mare, Xahen totuși îl scoate pe FNK, se intră din short, Blitz mai face eliminare, control, nu găsesc deloc calea spre ataca site-ul ăla și rămâne Ciocardou 1 vs 4 low HP, nu știu dacă va reuși să salveze motul de față, Cox se bagă aici, ar trebui să câștige duelul și nu ezită să facă chestia asta, 30 de fraguri pentru... Control, intrarea, exact cam ce făceau All-Stars când erau pe T-side, Blitz este acolo, încercând să-l ajute pe coipierul său, dar se pare că este observat și eliminat ulterior, rămân în 4 cu control, All-Stars nu... De acest contact din casă și puși într-o situație dificilă și Shadow-ul scoate pe Xahen, Sixe cu fragul pe Cox, rămâne doar Sound 1 vs 4 eliminat aici de Migna și vine încă o rundă pentru control, având legă să da, parte. Se pare că da. Nu mire că nu joacă într-un fel Sixe, pentru că el mai juca polar la Nexus în momentul în care nu mai era Raga Secondary Oper. Se bagă acolo Sound înaintare, FNK are o șansă bună, dar Lord îl doboară. 1-12 pe cronometru a rămas aici, doar Ciocardou. Este foarte urâtă situația pentru cei de la Control și pică și acel player din spate. În al doilea rând de la cei de la All-Stars s-a mai picat un jucător. Este eliminat și Lord, următorul e Xahen, dar care poate să-i prindă pe amândoi. Are din nou ABP-ul, are și utilitățile, dar vedem data aceasta pentru Control. Utilitățile nu mai sunt la fel de bune, Blitz primește flash-ul, dar un pic cam târziu, Sixe era deja avansat, eliminare pentru Control care au avantaj aici cu un om, să vedem cum răspund aici All-Stars, vin din nou flash-urile, Sound îl scoate pe Mic, de-aia rămâne Sixe eliminat de Cox și să vedem dacă sprintează aici spre site-ul B, cei de la All-Stars vin rotațiile. FNK aici ar putea avea un gap, se dă flash-ul, FNK vede un jucător, spamează, dar este omorât de Sound și sunt 4 vs 2 All-Stars, Das2-ul este pe masă în momentul de față. Bine, Ciocardou din spate, Lord îl doboară pe acesta, Shadow e ultima șansă, dar la 1 vs 4, cât să facă no-scope-ul, e ratat și Sound încheie situația, avem 1-1, avem continuarea meciului pe harta cu numărul 3, decisivă, ce are să se întâmple pe Das 2, vedem imediat. Rotația aproape totală, nici măcar nu mai așteaptă, știu că acolo este push-ul total, Xahen la gață pe XXE pentru a face eliminarea cu numărul 1, dar plantul vire, controlul se așteaptă. Cred că pregătește un traseu, da, un foarte bun bait-ul făcut de Blitz aici, vedem a funcționat, Ciocardou a fost
eliminat și au găsit acolo un spațiu în lungă. Lord stă momentan ascuns, face aici foarte bine baitul. Shadow nu se va mai aștepta aici la poziția lui Lord, care a jucat foarte bine această rundă. Totuși Miglia și Venecat fac câte un frag. Lord elimină pe Shadow 2 versus 2. Lord mai face eliminare, Blitz vine cel cu eliminarea și este cu siguranță suficient de mult timp pentru să aibă control. Vor să farmeze ceva bani cu acele pe nou, dar Miglia lovește, vine torpila din smoke și Lord și de duse flash-ul lui Xahen. De repede vine Blitz din spatele lor. Doi jucători la drop, trei în partea superioară și se pare că ZXZ face fragul, recuperând acele în patru ulterior. Blitz are gap, Fenecal așteaptă și mai ia încă o armă pentru cei de la Control. All Stars, nu doar că și-au pierdut să facă niște exit fraguri. Prea mulți jucători de la Control care fac pick-ul spre el. Cred că erau trei surse de foc către playerul echipei All Stars. Rămâne Cox deja identificat, l-a scos pe Fenecal, vine după el și Shadow de asemenea. Iar aici Cox rezistă momentan, dar vine Mihnea cu acele în patru și este 1-1 momentul de față. Egalitate. Foarte importantă runda. Trage acolo, elimină pe Lord. Mă gândeam la un moment dat că vrea să-i dea lamă, pentru că a ezitat să tragă din prima. A făcut o eliminare. Fen. Este văzut FNK. Se face acolo duelul sound, le elimină pe FNK. Ciucardo vine cu două eliminări. Mai este un jucător în scară. Blitz să reușite fragul cu USP-ul. Recuperează și un AK și un Deagle. Și cred că v-am revedeți în momentul de față, unde Control încep cu dreptul aici. Au la dispoziție tot ce le trebuie. FNK face acolo săritura să verifice, dar se întâlnește cu glonțul acela de AK-47 din partea lui Blitz. Cât de frumos trage. Vine și cu răspunsul cu AWP-ul CX mai departe. Se ocupă de sound 3 versus 3 după doar 20 de secunde. Celălalt. Vine push-ul către site-ul B. Acolo Cox are șansa să doboare un jucător, dar al doilea, cam tricky, CX vine cu refragul 2v2 și curând retake-ul va veni. Trebuie să se întâmple. Da, trebuie să vină retake-ul Lord și Xahen, datorită poziționărilor, au avut o poziție bună aici să fac retake-ul rapid, se bagă acolo, Shadow face trade-ul, îl știe și pe Lord, face pick-ul Lord, ratează Shadow, ambi jucători sunt low, Lord dă smoke-ul, nu are totuși defuse kit-ul, se pune pe bombă, face fake-ul, iese din smoke în momentul de față, Shadow are răbdare, mai face o dată pick-ul Lord, data aceasta va sta pe bombă, sunt totuși 10 secunde, s-ar putea Shadow să fie păcălit de faptul că Lord nu face fake-ul, 3 secunde rămase și Lord face defuse kit-ul, rundă pentru All Stars și să vedea că va rămâne în viață acolo. Prinde o fangirl și le elimină pe Shadow până la urmă. La dispoziție oare vreo grenadă, mai are un flash, dar trebuie să-l arunce repede să scape de acolo. Sound trebuie să se lupte, trade-ul se întâmplă, dar Mihnea apoi îl doboară post-mortem cu molotovul. Ciocardo de asemenea l-a eliminat pe Blitz. Eliminarea aceea a fost în lower. A pușat până la urmă din lower un jucător. Shadow cu AWP-ul deschizând spre site-ul ăla. Să vedem cum reacționează Cox asupra acestui. Control se trage după AWP special pentru a nu... a nu se recupera de către Xahen și cred că instant, flash cu ricoșeu și va pune capul la cutie ca să ajungă până la blue. Ciucardo a făcut trecerea, FNK se luptă. Cox vine la Rick Frack, iar acum și doi jucători se bagă simultan, dar până la urmă o fac pe rând. Trei duări care, au să-l se avantajeze pe cei de la Control într-un final, se pare că Lord îl prinde pe Shadow în dropul acela. Nu mai apucă să vină în pit în viață main de cross și asta e o problemă, pentru că e Lord aici cu AWP-ul și deja flash-ul se bagă direct. Doamne, ce idee bună, Ciucardo o dobară pe Blitz la tapuri. Și e rundă pentru Control. Foarte în principiu în meta-ul actual în care Tero nu mai vede din bază. Ce transfer acolo pentru FNK. Am văzut acum pe replay cât de frumos a tras capitanul și game leader-ul celor de la Control. Pregătit lor, ține unghiul, ratează. Blitz a dat pop flash-ul, a făcut un singur flag Mihnea. A venit cu trade-ul CX, a trecut aici pe sub ținta lui Lord. FNK a făcut o eliminare, dar cred că a primit trade-ul din partea lui Sound. CX cu două fraguri, 2 versus 2 în momentul de față. Este Sound în lung, caută duelurile. Ambișcătorul sunt... Sound odată, vine Cox față în față cu adversarul său. Mihnea se luptă acolo, Cox îl doboară. Rămâne doar CX, două fraguri deja active pentru el. Deschide unghiul Sound, flash-ul luat. Cox eliminarea următoare. Retake de la All Stars, 7-3. Mitu Bi s-a aruncat momentan doar un smoke și pentru partea stângă FNK profită, îl doboară pe Blitz, intră acolo agresiv, dar în stânga imediat lângă smoke este Xahen, care apoi face eliminarea. Doi jucători izolați în partea cealaltă la site-ul ăla, este eliminat Xahen într-un final și acum dezavantajul numeric este clar pentru All Stars. Solo și All Stars nu au aceeași capacitate de a răspunde și de runde încercate de către Control. Picul lui Lord acolo, Shadow-ul ținea foarte bine pe acesta. Cred că a încercat lor să dea smoke-ul. Vede aici doi jucători să se dea semnalul că se va ataca acela. FNK nu-l vede acolo, Blitz l-a eliminat, greșește și smoke-ul. Blitz e atacă site-ul B, Sound are probleme aici, flash-ul este ascuns în partea stângă. Îl vede acolo Mignea, dar vine Xahen foarte bine și îl dublează. Sound se bagă încă o dată, rămâne doar CX. Foarte bună runda celor de la All Stars. Și de aici se poate întoarce acest meci. De la aceste runde de eco, foarte bine se urcă CX, dar Xahen e pregătit.
pregătit și poate că avem probleme mâine. La total 180 de grade față de direcția de data trecută. Capuș, Blitz, trage acolo prin smoke, dar Feneca întoarce gloanțele înapoi. Aici Lord cu AVP-ul are momentan un gap. Așteaptă Lord să băgat în spate, are un smoke lângă el. Are practic un culoar de tragere făcut foarte bine cu eliminarea pe Mihnea. 3 versus 4, control în dezavantaj, pică de asemenea și Feneca. Lord o treabă superbă cu AVP-ul acela din spate. Suport perfect pentru echipa sa. Sound se ocupă de ciucar tău. Astfel Shadow este ultimul în viață. Nu are șanse prea mari. Un singur glonț, dar iată că punându-se în cover Sound tot îl găsește cu wall bang-ul rundă pentru All-Star. Într-adevăr Sound încă puțin în lung pentru că splitul poate să vină, dar Cox este la flank. Vede 2, tap tap eliminare a numărul 3 realizată de asemenea ciucar tău. Se găsește a fi singur cu Mihnea în viață, separați unul de celălalt. Se bate și Xahen, sunt știuți ambii jucători. O atenție mare, dacă ciucar tău face fragul aici ar fi probleme pentru All-Star, dar Sound reușește să câștige duelul. Destul de solid joacă Sound aici pe site-ul ăla. Nu prea i-a iertat pe adversari și mai face eliminare și se echilibrează ușor ușor meci. Vedem 8 la 6. Istoria de pe Mirage, se luptă direct echipele. Se pare că este un război și nu din tranșee acesta. Ciucar dău, îl doboară pe Blitz. Se seduce efectul flash-ului, dar putea să rămână încă puțin în cover. Se bat unul cu unul, dar Shadow câștigă durerea împotriva lui Sound. Lord aici din spate, n-a avut unghi pe vreun adversar. Și Molotov, Cox se retrage și a fost păcălit aici. Timingul este cum nu se poate mai bine, dar Ciucar dău este pregătit de trade, rămâne doar Lord în scară. FNK este în lung. Site astfel va fi făcut sandwich, altfel va fi făcut sandwich de către playerul din spate la flank. FNK l-a dobărât prima dată pe Ciucar Dău, dar FNK trage din spate, a rămas în poartă, a avut un pe gap playerul. De ce setup default, iată că au posibilitatea să răspundă împotriva acestui push de B. În continuare Blitz îl dobară pe Shadow, Cox apoi pe CX. Ciucar Dău este ultima șansă. Oh! Dobară 1-2, dar apoi este oprit de către Xahen. Lord rămâne ancora aici, este vizat Mihnea, trage pe lângă el și renunță. Nu se lasă, bate în continuare cu cei de mid. O decizie foarte bună, Xahen nu poate să-i oprească și vine direct Mihnea peste ei. Un frag pentru acesta, Sound cu răspunsul. 1 versus 2 FNK. Trebuie să facă retake-ul, dar se pare că bomba nu e neapărat plantată. UZP-ul, un avantaj pentru el. Lord va lucra împreună cu Sound. E prins acolo la colț, jucătorul și capitanul control. Astfel, rundă pentru ăsta. Nu s-a băgat aici, după acest monotop. Off timing-ul pentru lor care vrea 3 jucători în față. Se cala 36 eliminat de Mihnea, dar vin cu echipire acolo să compenseze pe eliminarea acestea. FNK face baitul, va veni un pic aici triplu din partea lui Blitz. A încercat acesta transferul, dar a fost foarte greu. Mihnea mai face picul, mai scoate un om, atenție mare. Ar putea fi o nouă rundă pierdută la Echo de All-Star. Xahen are 100 HP, dar Sound este destul de low, are doar 32. Este Ciucar Dău în lor, nu este șută poziția lui. Face fragul pe Sound, rămâne doar Xahen. 1 versus 3, doar Ciucar Dău are armură. Așadar nu e... Și confirmă din nou pentru cei de la echipa control cu echipierii săi. Vine tropul agresiv în cetel, doboară pe Shadow, dar mai departe urma să fie prins la mijloc și nu reușesc momentan. Cei de la control, probabil Blitz acolo ancoră și direcția principală va fi site-ul ăla. Se intră înspre CT de către playerul Blitz. Este eliminat Shadow acolo cu double kill-ul realizat lor cu Xahen pe rând, dar apoi iată trade-ul din partea lui Cox. 1 versus 4 rămas, încearcă să ia pe rând pe aceștia și el. Face două eliminări totuși, este 1 versus 3 în momentul de față. Cox încearcă să facă picul în CT, eliminat de Sixe până la urmă și vine runda pentru control. Totuși acum vine o rundă de bai pentru All-Stars. În principiu au și mai multe șanse în fața celor de la control. Sixe dobară pe Xahen. Sixe cu double kill-ul, joacă superb Sixe pe parcursul plându-ne aici în harta decisivă dintre cele două. Pe Sound, tap-ul acolo pe pastilă spre Mihnea, dobară. Aruncă smoke-ul, nu se urcă încă acolo în partea superioară. Ciucar Dău s-ar putea să apese în pre-fire, dar se pare că nu se întâmplă nici asta. Sound oprit. Acum All-Stars trebuie să răspundă. Era o cale perfectă de a deschide zona spre site B, dar acolo nu mai avea suport. Erau foarte departe cu echipierii săi. Lord merge solo, Cox rămâne să scoată om în mid. Lord reușește, Cox ar trebui să fugă instant, dar totuși știe că va fi fugărit de către FNK. Se aude acolo repoziționarea lui Cox și probabil va veni un asalt aici pentru Lord. Vine încă un flash, Lord a primit flash-ul, scapă momentan, dar face totuși un frag. Vine Xixe cu încă două fraguri și cât de bine au gestionat controlul acesta. Aceștia simt că au controlul situației. FNK se apropie, se pare că primește flash-ul, va fi verificat de către Blitz eliminare. Ceea că se face push-ul de mid de la cei de la All-Star. Ciucar Dău oprește pe primul, vine flash-ul acolo foarte bine spate cu echipierul lui său, dar Cox tot apucă să elimine un om, doi oameni pentru cei de la control. Lord acolo înțeapă pe jucătorul, înțeapă pe jucătorul ultim care era acolo în CT Shadow, iar CX este 1 versus 2. Foarte bine lor cu AVP-ul. Revine All-Stars și dintr-un moment exact ca runda trecută, dar cred că este un jucător în plus. Ciucar Dău doboară pe Sound, frag făcut acolo, dar rămâne Ciucar Dău solo în B. Este foarte greu, depinde de cum vor pușa cei de la All-Stars. Blitz din partea superioară, Mihnea rămâne cu încă 2 coichpieri. Lord rămâne în smoke la no scope, dar are 2 oameni, trebuie să prindă linia, dar iată că CX îl scoate din joc. Și acum la 3 versus 3 vor încerca aceștia cu siguranță retake-ul.
Se bagă FNK aici, Cox are offangle-ul potrivit, face eliminare, Cox rămâne încă pe poziție, Blitz face și eliminare, Cox închide runda și este încă o rundă pentru All-Stars și pare cum ușor, ușor. Care va urma, dar cred că vor să îi oprească din acest trick pe All-Stars, cel puțin să le... O să-i pună un pic pe gânduri. Blitz face triple kill acolo, prinde linia de jucător de la cei de la control. Vor să-i scoată din moment și cred că asta ar fi o idee destul de bună. Dar acum depinde. Acesta încearcă să scape sonul de eliminare acolo, deși nu are mult de ținut pentru runda care urmează. 13 la 11 ceva de dolari. Bonusul lor, dacă am zis bine, e la 1900, deci nici aceștia nu vor sta prea bine. Vor să prindă linia aceasta ciocată la spray control. Triple kill pentru el. Scoate OSP-ul, Lord în față, dar pe lângă. Headshot-ul vine pe la urmă, recuperează acela cu 47, iar Blitz este ultimul care stă în picioare. Hold-ul lui și pentru moment șansele celor de la All-Stars stau un Blitz. Nu dau seama dacă... s-a greșit un smoke? Ba nu, a fost smoke de bază. Și pare că vine splitul lor, le elimină pe FNK. Ciocardov vine cu trade-ul Sound pregătit și este un singur om care apără site-ul B. Este vorba despre Mignea, care nu prinde cele mai bune timing-uri. Atacul celor de la All-Stars arată bine, elimina și Mignea și vine save-ul. Este rundă pentru All-Stars, care plantează aproape... Vine self-buy-ul pentru Xahen. Dincolo, în rest, doi jucători care salvează de la play. Simte neapărat vibe-ul acesta de la 14 la 12. Control aici, ce entry din partea lui Shadow. A fost baituit lor de săriturile cu echipierilor. Dacă ar fi ținut acolo Shadow, mai găsea un jucător. Xahen totuși face picul și este din nou o rundă de cu care pentru moment s-au descurcat foarte bine Control. Face fragul Ciocardou, mai este Blitz aici, dar este destul de low. Acesta încearcă să care utilitățile. Era un duel acolo, 7 HP versus 7 HP. Identic lui Blitz. Blitz îl ține foarte bine în bază. Să vedem dacă se va băga Ciocardou. Xahen îl elimine și se va ataca, cred, site-ul B. Este totuși Shadow foarte aproape, care ar putea să prindă. Cred că bomba, dar l-aude aici pe Xahen. Xahen se uită, timingul este totul. Shadow prinde bomba, rămâne Blitz, aruncă molotovul. Să vedem timingul lui Blitz, scapă, dar Shadow trage cu SP-ul. Și ce frag important face Shadow. Undeva ca al doilea Sound, nu vedem momentan pe nimeni. SX se are un unghi bun aici, dar pe fire-ul lui Blitz funcționează. 4 versus 4, 2 jucători în site-ul ăla de la cei de la control, dintre care Shadow este unul. Asta este foarte rău pentru All-Stars. Cu AWP-ul, dobar pe Lord, Blitz vine în apropiere acolo. Sare pentru info Shadow, s-ar putea să-l prinde dacă acesta face picul mai departe. L-a observat, flash-ul a venit de la echipierul său FNK între timp, cred. Xahen îl bate pe acesta în short. Rezistă Shadow, triple kill-ul pentru el. Wallbang acolo pe colț, încearcă încă o dată împotriva lui Sound. Rămâne ultimul jucător de la cei de la All-Stars. Este match point-ul lui Taz pentru control, care se califică mai departe. All-Stars pică în lower bracket. Folosiți codul ALLSTAR10 pentru 10% discount la produsele X3 Fight de pe Shop for PC.